10 minute la Europa FM avem o rețetă foarte, foarte interesantă la culinaria. Culinalia, mă, nu culinaria. Culinalia, așa. Da, o rețetă într-adevăr foarte simplă. La Zaf ne-am gândit când am ales rețeta asta, adică și Zaf poate să o facă. Și chiar să iasă, că el mai poate face rețete, dar nu ies. Dar este inspirată... Eu pe TikTok mă uit la diversi TikToker de food care gătesc. Și în general îmi pierd cunoștința privind cum gătesc ei lucruri, leșin, mă uit din nou, leșin încă o dată și cam așa și până la urmă și mănânc vreo 10 sandwich-uri. Conștiința. E o discuție am mai veche. Ai zis conștiința? Ai zis cunoștința. Conștiința. Da, și leșin, aici practic. O discuție... Nu cred că am... Da. Leșin. Formală. Conștiința, practic. În sensul că leșin. Asta e treaba. Avem un șef care... Un chinez. Un șef chinez care el trăiește în România, are o nevastă româncă și vorbește și românește. Acum, și e mortal. Da, e mortal. Acum, sigur că noi facem glume cu chinezii care spun lață în loc de rață și așa mai departe, dar să vă văd eu pe voi... Vorbim colegi, chineza, da. Încercând să vorbești chineză, adică, cum să spun, mandarina are vreo 4 tonuri diferite în funcție de care se schimbă sensul aceluiași cuvânt și sunt zeci și zeci de dialecte totalmente diferite în chineză. Deci nu avem nicio șansă. Bine, așa nici chinezul nu vorbește română cu accent poldovenesc sau ardelenesc. Sau... Dar ar putea. Ar putea. Da, deci nevasta nu e româncă. Bun. Și șef Chi ne propune o lețetă de carne de vită cu ceapă. Extrem de simplu, poate fi făcută de oricine și noi am ales să difuzăm înregistrarea lui. Adică unul ce din, zice dânsul? Unul dintre cele mai populare feluri de mâncare pentru noi românii, da. Asta, vita cu ceapă pe plită încinsă, da. Unde e și o expresie. Băi, vită cu ceapă pe plită încinsă. În principiu este așa, ca să înțelegeți, este mușchiuleț de vită sau pulpă, dar în principiu mușculeț, carne fără prea multă grăsime, tăiată feliuțe subțiri, aia se pregătește cu antricot merge. Câteva mirodenii, antricotul mai are grăsime. Eu n-aș pune antricot la asta. Vrăbioară. Așa, vrăbioară, bravo. Friptă foarte repede cu ceapă tăiată grosier și cu niște sos de soia. Și eu aș mai adăuga niște cari. Asta este părerea mea. Dar puteți să o faceți sos de stridi. Sau sos de stridi. Și se poate face foarte simplu, într-o tigaie super încinsă. Dar acum să-l ascultăm pe șef Chi. Vă rog frumos, omul este fabulos. Atenție! Atenție, da. Astăzi e obosit. Facă ceva simplu și gustos. Vite cu ceapă. Cred că o să fie bun. Soția. 200 grame de carne de vită, tăiat, perpendiculare, pe fieblă. Perpendiculare. Uite așa. Un gram de sare, un gram de praf de copt, un pic de pipei arb, lumadă lingură de sos de soia. Pune un pic de ou bătut, amestecă bine. Pune un lingură de amitun, amestecă bine, pune două lingură de ulei. Formă, pune un folie de aluminiu. Am pus un pung. E bine și așa. 4 bucăți de ceapă pătrăvit, tăiat în felii, dar un pic mai gros. Pune tigaie la foc, după să încălzești de ulei, pune carne de vită. Prăjește bine, când se vede începe ieși zeamă, lepede pune ceapă. Lepede. Prăjește cam 2 minute, atunci pune 2 grame de sare și un linguriță de zahăr. Să mai lase prăjești, după 2 minute adaugă un lingură de sos de soia. Amestecă bine și gata, a ieșit. Pentru tine, dragă mea. Păi, deci aia... Să spunem că zah e zahăr, că da. Ceap e ceapă da. Și că pung e pungă. Da, pung e pungă. N-are... Da, ai văzut că el confundă... Și au râul. Da, nu. Au și r. Pentru că spune piper arb, dacă ai remarcat, spune piper da. Arb. Piper arb, da. Da. Da, spune lingulă. Adică omul poate spune r, numai că le confundă între ele. Deci asta e linguliță, dar piper arb. Și ouă de ce nu spune? De ce spune pung? Zice, nu știu, asta nu cred că, nu-mi dau seama. Formă, pune un folie de aluminiu. Am pus un pung. E bine și așa. Bă, da, asta e. Formă, pui folie de aluminiu. Dar n-am. Da. Și am pus un pung. Am e bine și așa. Da. Realmente simplu de făcut. Îl găsiți pe TikTok. Îl cheamă Chef Chi cu Q. Deci Q-I. Q-I.
Și face, propune rețete foarte simple pe care e practic mâncarea chinezească pe care o găsești în general la restaurantele chinezești. Da, poate fi replicată foarte ușor, nu e mare lucru. Trebuie să ai doar niște sos de soia și amidon. Chinezii pun mereu amidon în mâncare, în prăjeile lor. Face carne mai lucioasă sau ceva. Nu sunt sigur de vârful ăla de linguriță de praf de copt. Am și o conversație cu un vechi amic care mă întreabă, ce cu praful ăla de copt? Bă, nu știu ce face praful de copt. Deci, pentru ascultătorii noștri chinezi... Nu te bagi. Da, dacă e vreun ascultător chinez pe recepție și poate să ne spună și nouă, de ce se pune un vârf de linguriță de praf de copt când prăjești carne de vită? Nu-mi dau seama la ce folosește. Eu știu de amidon că pun practic amidon, în orice. Aha. Și după aia bei foarte multă apă dacă mănânci... Sau bele. Mâncare chinezească, da. Da. Dar asta cu praful de copt, da, nici eu n-am, deci, n-am văzut-o. Asta este toată treaba. La final, tradiționalul poftă bun. Poftă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.